România, China și Turcia au fost anul trecut principalii exportatori de produse agricole din Ucraina. Despre aceasta a anunțat Mihola Puhachov, adjunctul directorului Institutului Național de Economie Agrară, transmite Ager Press. Pentru prima dată, România a fost pe primul loc în rândul importatorilor majori de produse agricole din Ucraina, aducând produse în valoare de circa 2,39 miliarde de dolari. Ponderea sa în exportul de produse ucrainene s-a situat la 13%. Aceasta este urmată de China, care a importat din Ucraina produse agricole de 2,32 miliarde de dolari. Spre deosebire de 2022, volumele de import de produse agricole din Ucraina ale Chinei au urcat la 18%. Pe locul 3 a fost Turcia, care a importat din Ucraina produse agricole de 1,39 miliarde de dolari. Ponderea sa în exporturile de produse ucrainene s-a situat la 9%. Printre principalii 10 importatori de produse agricole din Ucraina se află și Spania, Țările de Jos, Egipt, Italia, Germania și Ungaria. În 2022, Polonia, România și Turcia au fost principalii importatori de produse agricole din Ucraina.